Luiza Baranga muncește foarte mult, își neglijează soțul și tocmai pleacă într-o călătorie de afaceri. Vreau să ajung mai repede, să dau niște mail-uri înainte de îmbarcare. Iar Dragoș, soțul ei, se grăbește să ajungă acasă. Ce a fost asta? Ce? Ce faci, măi, fraiere? Vrei să te găsească poliția aici cu amanta? Gândește-te și tu puțin. Dă și mie niște bani. Pentru tăcerea mea? Ce tăcere? Relația cu doamna? Doar că lucrurile sunt pe cale să se complice. Luiza? Ce-i cu ea? Nevastă mea s-a întors. S-a anulat cursa. Hai. Merg să-mi semneze și beneficiarii și cam asta ar fi tot pe ziua de azi. Ok. Bună, Luiza. Bună. Cred că ar fi bine să te conduc? Da. Am luat de seara acolo și am dat! Ce fac? Și surprizele sunt departe de a se fi terminat. Cred că am o contuzie sau ceva. Chiar nu mă simt bine. Cum te-ai lovit la cap? Nu știu. Și banii de la Ramona? Unde sunt? Ca să nu afle soțul tău de știi tu ce, mai bine te duci să aduci niște cașcaval. Banii ăștia am fost. Gata. Ce faci, Luiza? Stai așa, dragul, stai să-ți explic. Stai ce să-mi explici, stai acolo! Nu ai ce să-mi explici, voi doi sunteți mână în mână. Ok, recunosc, nu este prima dată când îl întâlnesc pe Oltin. Am avut o aventură cu el. Oare cum vor ieși cei doi soți din această situație? Vor mai rămâne ei împreună? Dar singură pe singură te duce acolo la ușă? 5 euro! Ar fi valoreze pentru tine! Ce 5 euro?